extrem de dificilă, întâlnind asta. Nu știu cu ce altă formație mai mare. Excepțional, Sean Derby. Foarte atent ce înseamnă să ai mâini lungi. Nicio șansă pentru Oradea. Prefer să spun că este foarte, foarte greu și orădenii ar... Va încerca să-și surprindă adversarii în defensivă. Cristi Achim, l-ați auzit, vor schimba apărarea după o singură fază, fără să anunțe ceva. Ne revedem câteva faze foarte... Miles scoate la punct Crașov de 3 puncte. Marchează noștri este să marcheze. Și până acum s-au descurcat bine, un plus mare pentru Denison și Nicoară, cei mai buni jucători ai echipei noastre. Denison 14 puncte, Nicoară 8 puncte și 4 recuperări. De partea cealaltă, cei doi Wright, este vorba de numărul 34, Bracy, fundașul ofensiv, și de numărul 30, Julian, extrema de forță, au marcat împreună 22 de puncte. Din minci pierdute de adversar, Oradea a marcat 2 puncte, în timp ce Krasnye Krylia 15. Aici a fost în principal diferența. 9 puncte a fost cel mai mare avantaj pe care l-au avut oaspeții, în timp ce formația noastră a condus în debutul meciului la 4 puncte diferență. A fost 4-0 cu zonă pressing. Asta a cerut Cristi Achim. Ce ușurință are Julian Wright. O tentă minunată. În multe momente de la egal la egal, o formație dintre cele bune de tot din Europa. Punct final, dragi prieteni, 2 meciuri ale echipei. S-a impus în deplasare 73.